Salut, băieți și fete! Astăzi o să vedem greșelile din sirenele, episodul 3. Deci, prima greșeală din acest episod este că când sunt pe plajă și sunt văzute de prietenele lor, scot medalionul, adică, like, pe ori sunt sirene, ori nu mai sunt. Păi nu sunt sirenă în cazul acesta dacă vor să scoată medalionul și așa. Doar medalionul le dă abilitatea să se transforme când intră în apă. Asta e chiar mai mare gafă și sunt toate episoadele este chiar asta. Adică... E prea torle, prea fun, n-ai cum. E masterpiece când vine vorba de comedia chestia. E masterpiece când e vorba de troll și de comedie. Da. A doua gafă este că atunci când este aruncată în apă, Selena nu scoate medalionul, adică like girl, fato. Realizezi că poți să scoți medalionul în orice moment și că nu te mai transformi acum că nu mai contează dacă îi scoți sau nu. Sau la apă adâncă, direct, sub apă, te transform oricum, sau chiar că n-am înțeles. Și hai, tai, acum avem, hai că două din una. Ele au plecat, adică nu s-au panicat ceva că ea era acolo. Nu înțeleg chiar asta. E prea ciudată, e prea... Nu înțeleg. Ce se întâmplă? Nu înțeleg. E un univers paralel. Nu mai înțeleg nimic. E prea, nu o dai cu Ana Ragogan, nu o dai, doamne, nu o dai. Când e vorba de comedie, nu o dai. Încă o gafă chiar. Vine cineva. Aoleu. Descoți, nu scoți medalionul, aoleu. Următoarea gafă este că închei asta cu urechii alergând. Se vede că e multă lume pe plajă, adică nu trebuie să fie pustie plaja, adică înțeleg că n-au putut zic chestii de bugheți, chestii, dar come on, nu trebuie să fie pustie, s-a schimbat scenariul dintr-o dată, altă gafă, adică episodul este plin de gafe, non-stop. Da, următoarea gafă este că fetele chiar frumos vorbesc că au lăsat acolo că n-aveau altă variantă. Sunteți de bălea voi, deci sunteți de... E forță rău, nu alta, e forță rău. Această serie este... Când vorba de comedie, e forță rău. Dar cu toate astea, abia achep sezonul 2, dacă o să mai fie, sper să fie. Deci, aici, ultima gafă, cred, în acest episod, este că Ricky este așteptat într-o parcare, de unul singur. Și pe mijlocul drumului, acolo frumos, se uită la telefonul meu, omul meu. Nu avea nicio treabă, dar nu avea treabă, nu. Dai seama, într-o parcare în noapte, pe întuneric, pe telefonul așa, cu ochii pe acolo. Dai seama. Noaptea. Nu vreau să știu și cheasul. Cine o face pe asta, o, fratele meu? Eu înțeleg că telefonul zic, bă, sunt nebuniți acolo, sunt niște zombi, efectiv, oficial niște zombi, fără creier. M-a pus nici mănâncă creier, că nu m-au acolo, nimica. Sunt topite direct. Și omul meu, este noaptea. Asta nu. Deci, omul meu e zombi direct dacă stă acolo pe... Într-o parcare cu telefonul acolo frumos noapte. E zombi direct, pe bune că nu. Oricum, ăsta a fost episodul. Băieți și fete, la revedere! Mulțumesc, Vanțu!